Spainews.ro dezvăluie detaliile unui scandal monstru. S-a lăsat cu înjurături între Florin Salam și Nicolae Guță și cu intervenția interlopilor. Are amănunte Mirela Baltă. Mirela, bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit, Laura! Scandal fără precedent între lumea manelelor, între Florin Salam și Nicolae Guță. Surse din anturajul lui Florin Salam susțin că la sfârșitul săptămânii trecute, Florin Salam a fost chemat să cânte la o nuntă în Craiova, unde n-aș era nimeni altul decât Nicolae Guță. La un moment dat, martorii susțin că Nicolae Guță i-ar fi luat microfonul lui Florin Salam și ar fi început să îl înjure pe Florin Salam. Ba mai mult, incidentul a ajuns și la urechile unor controversați oameni de afaceri care au pus imediat piciorul în prag. Printre aceștia se numără și un membru al grupării sportivilor care i-a transmis lui Nicolae Guță un mesaj dur în care îl anunță pe fostul rege al manelelor că deși el și Salam nu își mai vorbesc, artistul este totuși familia lui și nu-i poate permite unui ponei să-l înjure și să îl certe. Afaceristul nu s-a oprit aici și i-a mai transmis lui Guță că mai devreme sau mai târziu, ei se vor întâlni și că ar fi mai bine să înțeleagă că este doar un lăutar și nu un șmecher. Mesajul nu a rămas fără ecou și mulți dintre prietenii controversatului om de afaceri au fost de părere că Nicolae Guță ar trebui pedepsit pentru gestul său. Laura?